Bună ziua, dragii noștri ascultători Viva FM, sunt Irina Zaharia și voi fi gazda voastră timp de jumătate de oră în emisiunea Dialoguri Sănătoase, o emisiune în care ne dorim să discutăm despre tot ceea ce se întâmplă în orașul nostru legat de partea de sănătate. Iar ca noutate venim astăzi și vom discuta despre ultimile intervenții chirurgicale din cadrul Spitalului CEI Parhon din Iași. Este vorba de 7 persoane care au primit a doua șansă la viață prin transplante renale. L-am invitat alături de noi pe medicul Ionuț Nistor, medic nefrolog în cadrul Spitalului Parhon, să ne povestească despre acest maraton de intervenții chirurgicale acestor transplanturi. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Bine ați venit la noi! Mulțumesc pentru invitație! Prima dată, trebuie să spunem, astăzi prima la dată, FM. Așa este. Mulțumim tare mult. Și, domnule doctor, veniți cu vești importante, atât pentru Iași, cât și pentru persoane din zona Moldovei care au primit, cum am spus, șansa la o a doua viață. Este o renaștere pentru acești pacienți și o activitate foarte intensă în secția de transplant de la Spitalul Parhon. Aceste 7 persoane au fost, de fapt, mult mai multe decât cele 7 au primit o șansă la viață, dar pentru a putea să faci aceste intervenții chem la spital aproape un număr de 4 ori mai mare de pacienți de pe lista de așteptare pe care trebuie să-i evaluezi, îi chem doar pe cei compatibili. Deci dintre cei compatibili chem mai mulți pentru a putea să-i reevaluezi ca stare de sănătate. Unii dintre ei pot avea infecții intercurente, sunt anumite motive pentru care ei nu pot face în acel moment intervenția de transplant și atunci sunt aleși din mai mulți, de fiecare dată unul sau doi pacienți care sunt compatibili și în cea mai bună stare de sănătate pentru a putea trece prin intervenția chirurgicală de transplant. Echipele noastre chirurgicale de la Spitalul Parhon au mers și la recoltare, adică de exemplu colegii mei de ieri au plecat la Bacău, au participat la partea de intervenție chirurgicală de... Despre ce caz de vorba la Bacău? De o pacientă cu un istoric de anevrism cerebral la care ruperea anevrismului a dus la instalarea morții cerebrale și apoi sigur familia a înțeles și a acceptat să ducă această tragedie într-o zonă în care poate salva viața altor oameni și a fost de acord cu donarea. Am înțeles și știu că a mai fost cazul unei gravide. Nu? Da, este care un alt AVC, este un alt o tânără. Caz în care și acolo familia a înțeles să ajute alte persoane aflate în suferință și să dea o șansă nouă la viață pacienților de pe lista de așteptare, fie că vorbim de transplant de ficat sau transplant de rinichi. Așadar, este o muncă de echipă și cum discutam noi, e vorba de o echipă mixtă, iar aceste intervenții în mare parte, în procentaj de 80-90% nu sunt programate. Sună telefonul. Da, nu numai că nu sunt scurt timp, nu numai că nu sunt programate, dar de obicei se întâmplă în weekend, exact. De obicei se întâmplă de Crăciun, de Paște sau de Revelion. Nu există nicio formă de programare și în practic echipele de transplant sunt cumva într-un fel de gardă permanentă. Sunt tot timpul posibilitatea de a mai fi un donator și de a porni activitatea de selecție de pe lista de așteptare. Da, știm de asemenea că în cadrul Spitalului Parhon au fost făcute modificări, da? Acum există posibilitatea să se lucreze concomitent, da? Și la prelevare și la... Sunt intervenții de data asta administrative majore și investiții care au permis aceste cifre. E adevărat că există o vechime și echipa coordonată de profesorul Covic are de acum 20 de ani de când
lucrează în domeniul transplant renal și sunt efectuate aceste intervenții de transplant renal, dar în afară de experiența echipei, sigur sunt foarte mulți oameni noi care au intrat pe parcursul acestor 20 de ani în echipă, dar e nevoie de o infrastructură. Da. În afară de entuziasm, îți trebuie infrastructură. Din fericire au fost ani de zile, cel puțin ultimii 4, în care s-a investit mult la Spitalul Parhon, s-a reconstruit zona de terapie intensivă, s-a reconstruit blocul chirurgical și s-a refăcut zona de transplant renal, unde pacienții sunt coborâți după intervenția de transplant. Ceea ce este diferit față de ce era înainte înseamnă posibilitatea de a face 4 intervenții de transplant în același timp. Deci 4 echipe pot lucra independent pentru a recolta, a transplanta, lucru care sigur îți crește capacitatea. Iar dacă în urmă cu 10 ani puteai, poate să sper, la 10-12 intervenții, cam asta era media pe an la Spitalul Parhon, un an bun însemna maxim 20 de intervenții de transplant, deci practic o intervenție de transplant la 2 săptămâni. În prezent, dacă ne uităm la ultimele 7 zile sau la ultimele 4 zile, au fost 7 intervenții de transplant, înseamnă mult mai mult și mult mai mult cu infrastructură care să-ți permită să faci acest lucru. Da, corect. Dar ce reprezintă acest maraton și această rapiditate cu care trebuie să intervină echipele chirurgicale, medicii? Ce reprezintă pentru ei? Pentru ei reprezintă un număr atât de mare de intervenții. O provocare, reprezintă o dăruire, este până la urmă, nu vă ascund că nu... Aceste intervenții nu sunt, din punct de vedere financiar, o diferență majoră pentru ei. Foarte mulți dintre colegii mei fac acest lucru pentru că și-au dorit să facă un transplant. Este considerat o secție de vârf în chirurgie. Au învățat foarte mult ca să fie parte în aceste echipe chirurgicale și își desfășoară meseria cu pur și simplu cu dăruire. Iar fără această dăruire, tot timpul poți găsi motive să nu-ți faci treaba și ar fi foarte simplu de Crăciun sau de Paște să spui nu, da. Merg mai departe, am planuri de concediu. Sau să schimbi nu știu câte mașini până ajungi la unitatea medicală de unde trebuie să faci prelevarea și știm că există o parte din colegii mei merg cu ambulanța până exact. La merg cu elicopterul, merg cu avionul de linie dacă este zbor, dar nu ai niciodată o garanție legată de cum ajungi acolo și ora la care te întorci. Și asta doar pentru a oferi altora șansă la o nouă viață. Da, dar este o șansă la o viață normală. Toți acești pacienți de pe lista de așteptare sunt pacienți foarte tineri. Dacă ne uităm, săptămâna aceasta au fost pacienți de 40, de 45 de ani, 51 de ani, ceea ce înseamnă încă 20 de ani cel puțin buni, pe da, care ți dă acest transplant. Știm că acești pacienți, dar pentru ei perioada postoperatorie este o perioadă decisivă, să spunem, și e o mare grijă și atenție pentru ei, da, după astfel de operații. Are mai multe obiective perioada asta de după intervenția chirurgicală. Pe de o parte, sigur, vrei să-i izolezi și să-i ții cât mai mult protejați de infecții, pentru că primesc doze foarte mari de imunosupresoare și sunt extrem de vulnerabile. Asta este o parte de izolare, din cauza asta spitalul e gândit în așa fel încât accesul în zona de transplant să fie cât mai limitat și să fie protejați de potențiale contacte cu persoane în exterior ca să nu fie riscul de transmitere unor infecții. Pe de altă parte, este o parte de învățare. Ei primesc medicamente imunosupresoare pe care vor trebui să le ia pentru tot restul vieții. Și atunci, în aceste 2 săptămâni maxim cât stau ei internați, relația medică, asistentă, medic, curant, pacient, este în primul rând despre învățare. Încercăm să le transmitem pacienților cât mai multe informații despre acele pastile, care sunt lucrurile care trebuie sesizate, când este bine, când trebuie luate, în ce doză, în așa fel încât rinichiul și tot acest efort al colegilor mei de a face intervenția chirurgicală să nu fie inutil și după 2, 3, 4 săptămâni, luni de zile, pacientul să piardă rinichiul transplantat din cauza că nu și-a luat medicamentele sau nu s-a sesizat atunci când lucrurile nu au mers bine.
Câți ani au trecut, domnule doctor, de când s-a făcut primul transplant renal la noi în Iași? 20 de ani de la primul transplant renal. Ne mai amintim atunci cazul, ce caz a fost? Eu mai puțin, că nu eram în spital la momentul acel moment, dar înțeleg că a fost o colaborare cu... Veneau mai de la București, aterizau pe aeroportul din Iași. Exact, cu profesorul Sinescu, da. Și un maraton atunci, cred că au fost 6 pacienți operați în 2-3 zile, după care, sigur, echipele din Iași au început să opereze singure. La acel moment era o colaborare între Institutul de Boli Cardiovasculare și intervenția se făcea Spitalul Spiridon și Parhon. Intervenția se făcea în bloc operator de la Institutul de Boli Cardiovasculare, da. După care pacientul era transferat pe în secția de transplant, dar din fericire nu mai este nevoie să plimb pacientul. Avem un chirurg vascular foarte valoros care s-a alăturat Spitalului Parhon de mai mult de 10 ani de zile. Vorbim de doctorul Corneliu Moroșanu, care și coordonează echipa chirurgicală și care, pe lângă experiența... Și le transmitem salutări cu ocazia asta. Și pe care îl solicităm când este nevoie, și o echipă foarte tânără de chirurgi urologi care au învățat alături de doctorul Moroșanu să poată duce această intervenție cap-coadă. Da, și trebuie să mai spunem că și în aceste intervenții chirurgicale pot exista și complicații și medicii sunt nevoiți să petreacă ore întregi în anumite situații în sala de operație, fără pauze. Și nu în ultimul rând este partea aceasta de, dacă vreți, de coordonare pe care o face profesorul Covic prin a evalua pacienți, pentru a completa eventuale teste de care ai nevoie sâmbătă noapte pentru a putea ști dacă pacientul este sau nu compatibil, lucru care sigur necesită foarte multă experiență și diplomație. Păi tocmai discutam cu domnul profesor Ceanga despre toate aceste investigații care se fac pe partea de laborator și cât de importante sunt și care trebuie să făcute într-un timp rapid pentru a putea intra în sala de operație. Da, să înțeleg că am ajuns anul acesta, până acum, până în octombrie, da, la un număr de 42 de transplanturi. 41. Din cele 7, unul din transplanturile de ieri este un transplant inedit, dacă putem spune, de la donator înrudit emoțional, adică soția a donat soțului. Este mai rar acest tip de transplant pentru că nu suntem înrudiți atunci când ne alegem soțul sau soția, sau este de dorit, să nu fii înrudit și uneori această compatibilitate totuși există. În cazul acestui cuplu exista o compatibilitate care permitea intervenția de transplant. Sigur că și-au dorit să se ajute, soția și-a dorit foarte mult să poată să-și ajute soțul, au fost făcute testele complet și au fost programați ieri. Ziua a început pentru echipa de transplant dimineață cu această intervenție programată. Domnul este în supravegherea colegilor mei și este bine, este aproape, este funcția lui, este normală în prezent. Soția este tot lângă el, se recuperează după donare, iar după amiază, spre noapte, s-a intrat la cu donatorii de pe... Ce poveste frumoasă, ce interesant. Și acum, în contextul în care ea a donat un rinic soțului ei, perioada de refacere pentru pacienta noastră este doar de o săptămână. Pentru pacient, pentru donator este mai scurtă, durează doar 7 zile, iar ulterior ea va fi oricum în supravegherea noastră, va veni la controle periodice, dar nu mai frecvente decât le-ar face orice om care îl interesează starea de sănătate o dată pe an sau o dată la 6 luni de zile. Analize obișnuite. Au copii? Știți? Ați aflat? Au copii, da. Au copii. Au copii, da. O astfel de intervenție sau
nu știu, în momentul în care hotărăști să donezi un rinichi, pentru cei care ne ascultă, există, eu știu, contraindicații ulterior să nu mai... Nu, există, copii, există contraindicații mai... pentru donare și aceste contraindicații sunt evaluate de o altă echipă din Spitalul Parvon pentru a te asigura că în momentul în care faci, când iei un rinichi, nu faci acest lucru punând în pericol viața acelui pacient. Și sunt anumite contraindicații care opresc, pot opri intervenția de donare. Bun. În acest moment, domnule doctor, o să luăm o scurtă pauză. Îi rugăm pe ascultătorii Viva FM să rămână alături de noi. În câteva minuțele ne întoarcem la Dialoguri Sănătoase alături de doctorul Ionuț Nistor. Revenim! Am revenit, dragii noștri ascultători Viva FM. Continuăm discuția cu invitatul meu, doctorul Ionuț Nistor, despre aceste cazuri de transplant renal, dar aș vrea să mai adresez și alte întrebări, domnule doctor, vis-a-vis de prevenția și de ce putem face să nu ajungem în acest punct. Sunt lucruri destul de simple. Și cu atât mai simple cu cât viața noastră se desfășoară acum într-o țară care are o infrastructură de sănătate bine dezvoltată, chiar dacă suntem critici în tot timpul nemulțumiți, există mult mai multe laboratoare la care putem să ne facem analize, mult mai mult acces la un cabinet privat sau public, și atunci sunt anumite analize, cum este de exemplu o probă simplă de urină, un examen de urină care se poate face în absolut orice laborator din această țară, se cheamă examen sumar de urină, dintr-o probă de la orice oră din zi și de noapte, deci nu trebuie să fie neapărat urina de dimineață, și care poate să-ți arate dacă rinichii tăi pierd sau nu proteine, dacă rinichii tăi pierd sau nu pierd hematii, acest lucru fiind considerat un semnal de alarmă dacă se întâmplă. În mod obișnuit, nici proteinele, nici hematiile nu au ce căuta acolo, și dacă se întâmplă această pierdere, este un semnal de alarmă ca să-ți faci și alte teste. Deci poți face teste de screening prin care să vezi prima dată dacă totul e în regulă. În același timp, cu această probă de urină, ar trebui să faci un examen de sânge, o probă de sânge, din nou realizată, poate fi făcută această analiză la orice laborator, se cheamă ureie și creatinină serică, și iar un interval de normalitate adaptat vârstei și sexului, se ajustează pentru vârstă și se ajustează pentru sex, de exemplu bărbații cu o masă musculară mai mare, bărbații domnii care merg la sală și au o masă musculară mai mare, pentru ei este normal creatina să fie un pic mai mare. Este o analiză care este proporțională cu masa musculară. Și această analiză, în momentul în care este modificată, iar sugerează că acolo rinichii au îmbătrânit prematur sau au o leziune și ești nevoit să extinzi explorările prin medicul de familie, prin adresarea către un nefrolog. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faci este acest bilanț de rutină, și spun lucrul acesta și nu îl accentuez, tocmai pentru că rinichii nu dor. Exact. Rinichii nu dor și nu ai cum să știi dacă ai o problemă de rinichi serioasă decât într-un stadiu foarte tardiv, când nu mai poți repara aproape nimic. Bun, ați menționat că rinichii îmbătrânesc. Care sunt factorii care duc la îmbătrânirea rinichilor noștri? Avem mai mulți factori, multe boli cardiovasculare, mult mai multe boli cardiovasculare, episoade repetate de hipertensiune, sau nu e neapărat episoade, cât hipertensiune netratată, hipertensiune arterială, diabet prost controlat, și frecvența diabetului este în creștere în România, obezitate mult mai multă, sau boli genetice moștenite, boli de care nu știm, și pe care le ducem după noi printre generații, și care ne expun unui risc de boală cronică de rinichi. În afară de aceste lucruri, poate față de alte generații suntem mult mai expuși medicamentelor, se iau mult mai ușor medicamente pentru durere, medicamente pentru cefalee, medicamente pentru somnolență, ceaiuri de slăbit, medicamente diuretice, care pot duce și ele la reacții alergice și pot distruge rinichii. Și trebuie să menționăm faptul că rinichii sunt filtrele organismului nostru, da? Pentru anumite toxine, da.
pentru anumite toxine sunt filtre și atunci când aceste filtre nu mai funcționează, aceste toxine se acumulează în sânge, începem să obosim mult mai ușor, picioarele se umflă, simți că nu ai suficient aer, simți că nu mai faci față la activitatea zilnică și începi să cauți explicații. E, vedeți, ne-ați și dat câteva dintre simptomele afectării rinichilor noștri. Și n-ar trebui să trecem cu vederea peste ele și mai ales că, știți, suntem noi români în general, e astenia de primăvară, stăm cu minți că e astenia, e astenia de toamnă, ulterior, vai, vin schimbările meteo de iarnă. Întotdeauna asociem anumite dureri sau anumite simptome ale corpului cu vremea, curentul, e adevărat, și așa mai departe. E adevărat, dar apar picioare umflate tot timpul zilei, nu numai după amiaza, apar dificultăți la respirație, apare lipsă de poftă de mâncare, o parte din pacienți li se spune de către membrii familiei că sunt mult mai palizi, deci apare anemia asociată bolii cronice de rinichi și lipsa, în primul rând, de forță sau de dorință de viață. Vedeți, dumneavoastră, câte alte semnale pot apărea într-un buletin de analize, cum ar fi o hemoleucogramă simplă, chiar și anemia, chiar și, da, anumite deficiențe ale unor valori pot duce cu gândul chiar și la o afectare a rinichilor. Aici, vis-a-vis de această moștenire genetică, chiar glumeam cu cineva că de la părinți, de la bunici, nu luăm numai calitățile, luăm și aceste nenorociri și anume moștenirea unor boli. Boala genetică moștenită se resimte în primii ani de viață sau pot apărea semnalele și ulterior, după 30, 40, 50 de ani? Pentru bolile de rinichi, mai degrabă spre maturitate. Sunt boli care apar în jurul lui 20-30 de ani, acestui interval, și ai nevoie de un semnal de alarmă din familie care să spună că poate sunt lucruri similare sau să știi că și alți membri al familiei au suferit cu rinichii, sau medicul care te evaluează să treacă pe această listă boli genetice întâlnite mai frecvent la tânăr și care sunt totuși, aș spune, relativ frecvente și în România. Cum este boala polichistică pe care o moștenim, se moștenește și cauză pentru aproximativ 10% din pacienții care fac dializă din România. Da, și știm că acest fenomen, și anume tratamentul rinichilor prin dializă, nu este tocmai unul ușor pentru pacient. Cum este modificată viața unui pacient care ajunge? Nu este ușor de suportat. Pe de altă parte, recent, într-unul din centrele de dializă din Iași, am aniversat unul din pacienții noștri dializați de 35 de ani. Este un pacient din zona Pașcanului și care trăiește datorită dializei de 35 de ani și viața poate merge mai departe și merge mai departe și cu dialize, dar există un impact major pe calitatea vieții, adică sunt 3 ședințe, ceea ce înseamnă că de 3 ori pe săptămână trebuie să ajungi la un centru de dializă sau la un spital, stai acolo 4 ore, faci această ședință de dializă, după care te întorci acasă. Lucru care poate face dificil să mai ai un loc de muncă, da. Poate face dificil să-ți mai desfășori, să spunem, activitățile zilnice așa cum o făceai înainte. Dar, pe de altă parte, încerc să le spun pacienților mei care intră pe dializă, poți să-ți vezi nepoții crescând, poți să faci împreună cu ei lecții, îi vezi căsătorințe, deci ai posibilitatea de a trăi anumite experiențe în familie pe care poate fără dializă sigur nu s-ar fi întâmplat, pentru că viața s-ar fi terminat în acel moment.
Așa este și așa cum mai discutam noi, ne bucurăm foarte mult că acum există și tehnică medicală și medicamente și posibilitatea tratării acestor afecțiuni cronice, pentru că boala renală, da, este, intră și ea într-o categorie. Sunt foarte multe lucruri cronice care se schimbă în, în medicină, exact. Nefrologie de asemenea, sunt patentate deja, probabil că în câțiva ani de zile vor fi utilizate ca și tehnici aprobate pe om, dar sunt patentate deja dispozitive implantabile de dializă. Deci o dializă pe care să nu mai trebuiască să te duci să o faci la un centru, ci să o poți avea ca un dispozitiv implantabil, ca un stimulator, dacă vreți. Exact ca și pe partea de diabet, spuneau eu. Sunt pompele de insulină, da, cu senzori. Da. De... Medicina va progresa și progresează mult, încât nu știm ce va fi peste 5 ani de zile. Bun, și pentru că acești pacienți care trec prin dializă, există un număr de ani anume în care poți să faci dializă până ajungi la transplant. Cândva se vorbea de faptul că trebuie să faci maxim 5 ani de dializă. Nu, este o anumită recomandare legată de apariția complicațiilor. Așa. Dacă vreți, fac o paralelă cu filmul și este Viața incredibilă a lui Benjamin Button, în care el îmbătrânea și întinerea. Da, s-a născut bătrân și întinerea. Din păcate, anii pe dializă sunt un proces de îmbătrânire accelerată. Și atunci, cu cât mai mulți ani pe dializă, cu atât îmbătrânești mai repede, mai mult decât se schimbă, să spunem, vârsta în buletin. Din cauza aceasta se recomandă o transplantare în primii 5 ani de zile, pentru că altfel 5 ori 5 înseamnă 25 de ani mai târziu, ceea ce înseamnă apariția altor complicații legate de vârstă. O parte din acele toxine nu pot fi eliminate de dializă, că nu suntem conectați la dializă non-stop, cum sunt rinichii noștri, și se depun pe artere, se depun pe creier, se depun pe vase, pe plămâni, și atunci organismul este mai îmbătrânit și îmbătrânește mai repede. Și acum că ne apropiem de finalul emisiunii și vreau să încheiem așa emisiunea într-o notă mai veselă, eram la începuturile activității mele în presă și eram la aceste conferințe când se făceau primele transplanturi și ne explicau medicii că sunt pacienți care ajung să aibă în corp 4 rinichi sau mai mulți chiar. Pentru noi era așa o imagine ciudată. Da, pentru că niciodată rinichii nativi, în rinichiul care s-au născut, pacienții nu sunt scoși. Da, și atunci acolo. Cei doi rinichi cu care ne-am născut rămân acolo. Rinichiul transplantat se adaugă, deci devin pacienți cu 3 rinichi, iar dacă dintr-un motiv sau altul după 10 ani, 15 ani, rinichiul transplantat cedează și el, al doilea rinichi transplantat, deci o nouă intervenție transplantată, înseamnă al patrulea rinichi care se pune în organismul pacientului, ceea ce înseamnă că avem pacienți care au 4 rinichi. Da? Am înțeles. Deci asta era enigma noastră pe care ne-au elucidat-o medicii. Ce să spunem, domnule doctor Ionuț Nistor, e foarte frumos ceea ce faceți în cadrul Spitalului Parhon și ne bucurăm să auzim că din ce în ce mai multe familii își dau acceptul pentru prelevarea organelor pentru salvarea altor vieți și, ce să spunem, la cât mai multe transplanturi. La cât mai mulți pacienți tratați, așa este. La cât mai mulți oameni sănătoși. Să faceți bine cât mai mulți oameni. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de ascultătorii Viva FM. Vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumesc! Cu mare drag! Ce să vă spunem, doamnelor și domnilor? Să aveți grijă de starea dumneavoastră de sănătate, să aveți grijă, de ce nu, și la cum se circulă prin oraș zilele acestea, pentru că Iașul este gazda hramului cuveastei Parascheva. Sper să ne regăsim cu bine și săptămâna viitoare la o nouă ediție Dialoguri Sănătoase. Până atunci, vă îmbrățișăm și vă dorim toate cele bune! La revedere!